Aventura strigați ura din izolare. Ok, speak. Welcome to Jakarta. E un drăguț de ăsta închipuit. Adrian Mutu. Adrian Mutu. Oh, you know Adrian Mutu? Yeah. Da, da, că a trimis poza aia la băieți. You cannot repeat any item from our side, including the foot. It's kind of a luxury day. Deci, e momentul a fost asta, nu-mi place. Ferească Dumnezeu, ceva îngrozitor. Am și eu secretele mele. Eu nu aveam niciun secret. Ei, era prima zi. Până dimineața. Ce s-a întâmplat? Dar nu mă mai imita urât. Dar nu te uiți, tu așa faci. Până dimineața. Dar nu fac așa. Tu ești bombănit așa din eu. Sunt bombănită, dar nu se vezi. Așa faci, așa se aude ceea ce. Da, da, nu mai pui cu tine. Deci te iei în continuu de mine. Efectiv. Cum adică? Ce urât e afară, vezi? Ha? Mi-e zic că la asta. De ce? Omleta asta e îngrozitoare. Păi da, e scrambled eggs. E oribilă. De ce? Îmi place. Dar ce are gust? A, oh, trecute. Tu vezi. Cât haz ai? N-am mai iert. Acum de ce râzi? Deci oamenii o să zică că consum niște substanțe ilegale, bosule. Ai avut o glumă foarte bună? Eu? M-am avut o glumă bună? Stai un pic, am o criză de râs. Ei, ăla-i cartof? Tu vezi că din primele momente în care mă trezesc, eu râd? Tu, po, eu râd. Știi de ce? Ca să mai mi-adaug câteva minute la viață. Iu, dar ce fresh este asta, boss? De dragon fruit. Păi și ia vezi dacă e bun. E bun? Perfect. Am văzut acum câteva zile pe internet. Așa. Că există această noțiune de crazy umor, people. Nu, umor stricat. Și cred că eu de asta gen. Tu ai umor stricat? Când râzi la orice, când totul ți se pare mare haz. Da? Nu, eu am oricum mare haz, dacă ai idei, când râzi așa din orice. Așa. Se numește că ai umorul stricat. Posibil. Eu da. Susțin că ai un umor foarte stricat. Adică n-am haz? Nu, ai umorul stricat. Dar tu nu ai voie să zici asta, dar eu am voie. A venit mâncărica? A venit mâncărica? A venit mâncărica? Ziua noastră de curs? Mâncărica? Da. Așa de curs ziua noastră? Da. Păi ce am putea? Da. Ce-am putea filma? Decât mâncărică și hazul șoaricului, care este ceva extraordinar nemai întâlnit. Bă, înțeleg, ești ironic! De ce? Adică nu înțeleg, pentru chiar că, este! Pentru că faptul că tu te lauzi... Da, nu mă laud, subliniez că hazul meu este... Wow! Este super! Ia să vedem ce avem aici. Arată foarte bine și miroase foarte bine. Niște fructe. Haide, la masă! Ziua numărul 2 de carantină. Prezi. Sau e a treia? Nu, e a doua. Adună. E a doua. Ziua numărul 2 de carantină. Se întâmplă că noi... Bă, ieri n-am simțit cum a trecut ziua. Deloc. Da. Pentru că am montat, am filmat în continuu. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am fost de acord cu această carantină. Pentru că noi tot ce am filmat în Seychelles, am zis, bă, dacă nu stăm într-un loc liniștit, n-avem când să le terminăm, să le montăm, să le pregătim ca voi să le vedeți. Și aceste 6 nopți, de fapt, de carantină sunt perfecte. Pentru că
suntem pe treabă. Nu se stă, adică mă rog, se stă într-o cameră, dar muncim într-una. A venit masa, șoaricul s-a aranjat, am mai filmat un pic, mâncăm și trecem la treabă. Pentru că altfel, na, n-ai cum să dai înainte. De ce mănânci acolo pe jos? Acolo te-a prins foamea? Așa, acolo te-a prins foamea și papi? De ce râzi ca un nebun? De tine, de nebună. Un nebun și o nebună. Ia, lasă-mă, stau pe plajă, mână la mână. Nu știu ție, dar mie mi se pare că oamenii ăștia, bă, aduc foarte mult mâncare. Adică mi se pare că trece prea... Pentru că avem 3 mese regulate. Da. Și sună într-una. Ce vreți pentru mic dejun? Ce vreți pentru lunch? Da, pentru cină, da, mâine, da, bă, da, numai mâncare îmi dai? Da. Bine că e bună. Micul dejun ați văzut. Slabiș. Slabiș, scrambled eggs alea nu a fost... Nu a fost și trebuie. Adus nouă. Cârnații, nu. De vreme și l-am lăsat prea mult să răcea sau ceva, dar nu am. Nu, chiar nu. Ia uite-l pe băiatul ăsta. Îi văd înăuntru sau? Nu știu. Hai, doar e la banană, ești nebun. Nu, nu văd înăuntru. Ia uite, cu țigara în gură. Bă, ești prost. Dar ce m-am speriat, ești nebun. Și eu, dar nu văd înăuntru. Ei, eu cred că dacă se uită de aproape, văd. Dacă se uită, dar ei acum nu văd, pentru că e o folie pe exterior, o văd eu acum, că e undeva ucid așa. Da, mă, dar văd dacă vor. Eu dă-mă să mă duc, ce cauzi, mă, la mine în cameră? Ce credeți că am scăpat de băieții de atârnători? De alpiniști, care spălau geamurile, da. Acum sunt pe partea cealaltă. Acum, da. Deci, cu o zi înainte eu spălat o parte și următoarea zi eu spălau pe cealaltă. Celălalt colț. Dar n-aveau niciun stres. Ia, mă văd? Alo? Salut! Normal că văd, mi-a făcut... Ți-a făcut seara? Da, s-a uitat în cameră. Ia. Unde ești, mă? A plecat. Mamă, dar ce relaxați-s băieții ăștia, ești nebun la cap. Cu țigara în bot la etajul 15, la cât dracu stăm noi? Fă, leu! Ziua 2 de carantină, nimic special, aceeași rutină, care am pus ieri. Ștefan montează. Eu am făcut niște TikTok-uri, n-am făcut poze, dar am vrut să fac poze. Și stau un pătut, mă gândesc să mă antrenez un pic, după care vreau să fac o baie fierbinte. Nu mai spune carpetina! Asta aici e ce... Vrei un pahar de vin? Baby! Cred că am să beau din pahar cu tine. Sau hai bine pe mișin, dar pune puțin. Tu ai făcut așa? Da. Ce face băiatul? Bine mă, tu? Mâncărițica! Yes! E timpul pentru cină, mi-am terminat antrenamentul. Ștefan a dat o pauză de la montat. Mai am un pic. Și avem ce asta? Asta e vită, în sos de așa. Ciuperci sote. Cu niște morcovi și cu niște, nu știu ce mai e asta. Brocoli și o prăjiturică. Brocoli, cruci cu brocoli. Plus fructe. Pe fripturi dintre astea stau foarte bine, dar pe prăjiturile slabiș? Rău. Până acum, asta a fost cea mai bună mâncare. Da. Până bine, stai. Mâncarea bună. E bună. Da. Dar într-adevăr cel mai bun fel de mâncare de până acum de la ei. Bună, bună. Yay! La mulți ani. La mulți ani. Ce drăguț. E ziua lui un băiat ăsta. Să ai vreo petrecere. Ce bun. Și ei acum zic,
Voi tot în carantină, tot în carantină. Tot păcușcă, tot păcușcă. În sfârșit cineva dădea petrecere odată cu mine. Dar că eu nu eram la petrecere. Ce petrecere dădeai tu? Vezi că eu am dat petrecere în continuu. Cine s-a uitat pe Instagram a văzut. Eu dădeam petrecere acolo în baie. Te-a văzut unul pe geam și a zis: o, artificii, petrecere, artificii la petrecere. Nu, cred că se distrau și ei și cu gândul la mine au, ne-au semnalizat petrecerea. Mă duc să stau în cadă. Te rog, du-te. Voi veni și eu să te acompaniez în cadă. Mă uit la un film. Ok, nu mai. Bye. Adică cum? Adică cum? Adică, adică cum? Adică în locul filmului nu... Știi, TikTok-ul ăla. Îți spune. Nu să-l caut, stai să te... Știi pe ăla cu adică cum? Adică cum? Am terminat antrenamentul, am mâncat, se cam termină ziua. Este ora 23:07. Am montat și mai am multe. Acum realizez că dacă nu luam carantina asta, eram mâncat. Sperăm că vă plac episoadele astea, că dacă nu, nouă ne plac, oricum. Și lăsăm ceva, lăsăm niște amintiri în urmă. Să continuăm cu carantina, nu vă bateți juc. Foarte multe lucruri nu avem ce să vă arătăm din statul în carantină. Știi că fața mea nu aprobă ce ai zis, te rog să mai spui o dată. Pentru că nu eram, n-aveam față de filmat. Da? Foarte multe din carantină nu avem ce să vă arătăm. Pentru că eu am lucrat foarte mult și Șoarecu a făcut sport foarte mult și cam atât. Și n-avem ce să arătăm. Foarte interesant. Adică nu, ia, nu, episoadele astea nu vor fi atât de dinamice, dar vor fi haioase. Pentru că am aici lângă mine... Hazul, măi, de mă, hazul ai cu tine. Chintesența hazului. Eu sunt. Ziua 3 în carantină, Șoarecu nu e de vină. Ne-am trezit și am mâncat și ne-am răsfățat cu perna. Ia uite, Șoricuța, doarme. Trezirea, Șoarece! Ne băgăm la... Am mâncat. Șoaricuța s-a dat un pic jos din pat, dar foarte puțin. Și o ciugulit 2-3 bucăți de carne. Așa. Și... s-a băgat înapoi în pat. C-a zis că da, ce, că sunt în carantină, n-am treabă. E, eu am treabă. Bă, dar acușa vine prânzul, bă, ești nebun. Ne-am trezit la ora 11. Acușa vine prânzul și noi... Bine, hai. Să vedem. A treia zi. Simți vreo ceva, vreo durere în suflet de carantină? Vrei să dormi, da? Bine. Faptul că tu vrei să dormi în carantină, tu nu ești obosit, tu n-ai fost, nu te obosi nimic ca să se facă, să fii atât de somn. Tu m-ai obosit, mi-a ajuns de multă când să fii somn. Da. Da, ai fost rău de ce sunt permanenți cu mine. Nu. Cu ce? Dă-mi un exemplu. Nu voi comenta la aceste întrebare. Vezi? Deci o doar pe alabască că e carantină sau cu foaie verde. Nu știu ce o să fac eu cu bărboiul ăsta. Trebuie să, când ajung acolo, și trebuie să mă tund un balinez. Starea mea de spirit este una bună. Cu toți prietenii cu care am vorbit, majoritatea ziceau: domnule, că eu n-aș putea să stau atâtea zile și așa. Bă, cumva depinde și de... Nu știu, eu, noi nu ne-am certat niciodată. Nu mă deranjează prezența Șoarecului și nici prezența mea nu cred că o deranjează pe Șoarec. E bine, nu simțim. Așa stăm și în casă. Ce drăguț, baby, ce drăguț. Da, chiar nu mă deranjează. Nici pe mine nu. Bună ziua! Te-ai aranjat? Da, dar o să mâncăm, nu? Vrei să mâncăm înainte? Da, mi-e foarte foarte bine. Deschide să vezi ce e acolo, că asta e cafeaua mea. Mm.
În ultima zi, când plecăm, când ieșim din carantină, noi ieșim la ora 12 ziua. Da. După aia nu mergem pe aici prin oraș să așa și după aia plecăm, seara. Da, seara. Tocmai a luat foc ceva acolo. Nu știm ce se întâmplă. Sperăm ca toată lumea să fie bine. Am comandat ceva bunuț, bunuț. Bunuț, bunuț. Pan de șocolată am luat 6, pentru că azi dimineața, în micul dejun, mi-a dat câte unul și am zis, oh my god, au pan de șocolată, vreau. Și am luat 3 și 3. Ador. Sunt calde. Șoaricu, face sport cu două de astea de apă. Ia uite. Eu mă uit la tenis. Mai avem câteva zile, 3 mai exact, dar rog, ziua asta s-a dus. Am crescut cu barba și părul mai mult, ești nebun. Ea în lumea ei acolo, ascultă muzică, doar la basket. Știu. Știi? Ce vrei să faci? Ce? Să-mi atragi atenția. De ce să-mi atragi atenția? A? Zi! Să primești dragoste. Să primești dragoste? Da. Păi de ce? Sunt nevoie. Tu crezi că nu știi cum să... Tu crezi că aștept să-mi încălzească apa la baie, nu? Hmm? Vorbești și cu mine! Hă? Nu. Da? Un pic m-am plictisit. Te-ai plictisit? Deja? Zi, mă, te-ai plictisit deja? Dar nu deja, că suntem la a treia zi. Da. Îți spun sincer, nu aveam absolut nimic de spus. Nu aveam niciun motiv să fac ce făceam. Așa, doar? Doar voiam să fac asta. De ce? Ca să atrag atenția. De ce? Pur și simplu. Și așa faci tu când vrei să primești atenție? Așa am vrea să fac în momentul ăla când vă primi atenție și ce crezi, am primit-o. Pe toată. Mare haz, șoare cu talent. Bravo. Bravo. Mamă, stroznesc toate oasele, boțele, când faci de astea. Dacă o vedeți pe Șoarec dimineața, când se trezește, cum face din toate, bă, toate încheieturile, toate oasele din corp, îi troznesc. Asta nu știu dacă eu ți le troznesc, și troznesc ele. Da, eu dacă mă trag așa de ceva, nu-mi troznești nimic. Dar oare de ce? Mie coatele îmi troznesc foarte mult. Și genunchi. Na, mână. Da, nu știu dacă e bine sau e rău, dar trebuie să duci la un doctor. Na, și e foarte bine. Ziua numărul 4 de izolare. Bună ziua, într-o nouă zi de carantină. Chiar e zi, adică este ora 1, 2, e ora 2, dar afară pare că e noapte. Adică, mă rog, s-a întunecat deodată, fiți atenți și norișori au vin peste noi. Ia uite pe băieți. Foarte înfricoșător cerul și toată atmosfera, fiind ora 1, 2, era se întunecase super, super și deodată. Tare. Da, deodată. Ziceai că vine apocalipsa. În schimb, aici e mai ok. Cred că vine mare furtună aici, nebun la cap. Între timp a venit și mâncarea. Deci pare că noi doar am mâncat, bă. În videourile astea pare că noi doar asta am făcut. Mi se pare că a venit mâncarea din... Adică voi așa cred că o să simțiți. Că a venit mâncarea din 5 în 5 minute. Nu, doar că noi nu prea avem altceva ce să filmăm decât... Yay! Mâncarea! Care este... Ce fel principal avem? Era una din activitățile principale ale zilei. Să vedem ce mâncare avem astăzi. Da. Și să mâncăm, of course. Și să atesc un plouă. E groasă, e nebun. Rafală vine. Deci, în bine, cred că am zis 700 de lucruri fără sens. Deci, faptul că
nu pot avea la îndemână orice dulce îmi doresc. Cred că este motivul pentru care mie să mănânc în continuu. Vreau niște dulce, niște ciocolățe, niște bombonele, niște situații. Problema e că nu-ți poți comanda de afară, nu te lasă, decât doar ceea ce au ei. Și nu prea au. Adică au doar meniul ăla standard care ți-l aduc sau care există în ziua aia. Și am sunat pe niște dulce și au zis să vă sunăm înapoi, am trecut 30 minute. Și nu mai sunat niciun băiat. Super. Eu nebunesc, asta înseamnă la ei dulce, este o pâine prăjită de ceva. Nu, eu o refuz. Vreau dulce, vreau chocolate in my life. Nu e groaznic. Da, nu e ceea ce-mi doream. Ziua numărul 6 de carantină. Ultima. Aventura strigați ura, episodul, nici nu mai știu al câtele episodul ăsta, că n-am mai ținut, la un moment dat n-am mai ținut ritmul. Așa cum ați văzut ziua trecută, ieri adică, noi nu prea am filmat nimic. A fost prima zi de când am venit în vacanță în care noi am stat degeaba. N-am făcut nimic, adică am stat fix în pat, eu m-am uitat la tenis, m-am uitat la basket, am stat fix ca o focă. Șoaricul la fel, pur și simplu n-am avut chef de nimic. Astăzi ne-am trezit fresh, recovery-ul este foarte la locul lui. Astăzi dimineața ne-am trezit la 7:30, 8 fără ceva. La 10 am făcut, au venit oamenii, am făcut testul PCR și ne apucăm de treabă iarăși. Ultima zi, mâine, dacă doamnește să iasă testul ăla bine. Dacă iese testul negativ, plecăm în Bali. Pe la ora 7, 7 și ceva, primim un telefon de la recepție. Hello, mister! Da, șoarecul făcea bagajul când... Na, noi a doua zi urma să plecăm dimineața. Trebuia să facem check-out-ul dimineața. Și eu primesc un telefon. Hello, mister! Great news, mister! You are negativ. Nu pot să cred, am... Mai am puțin și plâng de fericire, ne-au sunat, suntem negativi și ieșim, mulțumesc! Deci nu vă pot, nu pot explica cât tare îmi bate inima și cât de fericită sunt. Bali, venim, am zis! Deci oamenii au zis dacă vrei la spa. Da, vreau orice, vreau să mă văd cu oameni, vreau să mă maseze, vreau orice, nu mă să ies din cafe. Dacă așa, eu mai puteam să mai stau. Și eu mai puteam, dar gândindu-mă că ies, nu mai pot gândi. Gata, lasă-mi că nu pot să manage spurgă. Bă, eu acum dau seama de niște lucruri care le-am omis. Le-am omis, nu le-am făcut din mult timp. Nu m-am mai încălțat cu șosete. Nici nu știu cum e. Nu m-am mai dat cu parfum, bă, ești prost. Am înțeles și vreau să așa bine. Da, deci nu m-am mai dat cu parfum. Nu mi-am luat șosete. Pantaloni scurți. Doar o singură pereche am avut, în rest am stat în chiloți, în cameră. Dacă mi-am luat șosete, nici sneaker și nu m-am încălțat. Adică, bă, ești prost la cap. Da. Dar bine că a trecut. Mi-a crescut păr, mi-a crescut barba, zici că am stat în peșteră. Bă, adevăr că eu n-am stat niciodată atât de mult timp într-o cameră. Nici eu. A, ba da. Când? Eu. De mult. Am avut o perioadă în care m-am simțit așa mai depresivă și n-am ieșit din casă. Deloc? Da, cam o săptămână și ceva. Deloc? Și mă obligam în permanență să dorm. Doar mâncam, mă trezeam ca să mănânc și mă culcam. Da. E totul bine. Mergem până jos să scoatem niște cash. Vreau să cumpăr niște teste rapide ca să avem cu noi. Primul pas outside. Nu mai avem nevoie de asta. Te rog, aici stă. Vreau să fiu sărăvit în cameră la pat. Trebuie să schimbăm cartela. Deci trebuie să mergem să schimbăm cartela pentru că... Așa cum v-am povestit la început, asta îi permite one intrarea. Way. Da, e one way, fix. Dacă... de unic folosință. Noi practic în momentul ăsta, dacă voiam să ne întoarcem în cameră, nu mai aveam cum cu acea cartelă. Da, pentru că era da, doar... Oricum, oamenii ne-au anunțat. Când ne-au dat vestea, ne-au anunțat la telefon să nu uităm să ne facă... cartela pentru da. A putea și intra. Din nou, să mă rămânem pe afară.
Cred că eu am fost atât de fericită când am aflat că putem ieși. Cred că fericirea mea a fost faptul că putem ieși de acum. Da. Cred că de asta am reacționat așa, happy, happy. Nu, adică eu tot eram pe ideea că mâine o să ieșim și trebuie să în Bali. Când mi-ai zis, putem ieși de acum, poți să-ți spa, poți să-ți... Tu te pregăteai, tu ea făcea bagaje, făcea... Am lăsat orice bagaje, am zis... Trebuie să vă zic ceva. În perioada asta de carantină am slăbit 5 kg. Probabil că am mâncat la timp. M-am mâncat regulat, n-am mâncat foarte mult. Da, pentru că n-aveam... Și am și dormit. Ne-am odihnit, da, mă, vezi, de fapt, slăbitul ăsta e să mănânci la timp, să nu mănânci mult, dar să mănânci, să ai mese regulate și să dormi. Da, păi trebuie să-i dai corpului ce are nevoie. Perfect. Dar dacă ai face și sport... Ar fi luxuriant. Doamne, ești nebun la cap. Bă, noi am stat închiși o perioadă mai mare timp de asta. Eram la casă. Stăteam la casă, mari, aveam curpi, aveam aer. Aici auzeam mereu muzică. A, aici era, aici e petrecerii, bă, iau, deci ne-am stat închiși. Fă-leu. Hello. We are free. We have to change the car. And a existat un moment de incertitudine la recepție în care domnișoara a zis e ok dacă sunt managerul să văd sigur dacă voi trebuie să ieșiți. Ar fi fost îngrozitor să ne zică da, că trebuie să vă întoarceți, că nu, mâine trebuie să ieșiți. Stai să ne ce sunt ideale atât, dar mă, poate să trezești un des, dar bine voi tot. Ah, ok, hai. Bă, dar vezi că hotelul ăsta e tare, bă, ești nebun. Eu, în seara asta, hai să nu dormim, să ne bucurăm un pic și de hotel, să mergem să vedem care este hotelul. Da, ești nebun. Avem noroc totuși că am fost anunțați la 6, la 7. De dacă ne anunțau la 10, era ca o nimita. Era nașpa. Acum, hotelul ăsta are și un mall foarte mare. Uite aici cine a, uite aici cine a primit. Acolo, în colțul ăla să faci. Ați văzut, ați văzut. Și acum intrăm în mall. Mamă, zici că intri în aeroport, deci bun. Ce frumos! Oh, direct la situație! Să vezi cât șef ce mi-au. Cumva, a fost bine că noi nu știam că avem mall-ul ăla lângă. Adică știam că e un mall, dar nu știam că e atât de mare. Credeam că e un mall al hotelului, că am mai văzut hoteluri. Ne-am fi gândit în continuu să mergem acolo, să cumpărăm chestii. Da, da. Așa mai bine că am aflat acum când suntem liberi. Îmi făceam foarte multe probleme în legătură cu plecarea noastră de mâine, că nu o să am timp să mai achiziționez și chestii de care am nevoie. Și dacă tot suntem în mall, ne mai plimbăm pe aici, deci... So happy! Vezi că e mall, nu... Zoacă. Ia uite. E cam bine, știi, nu? Nu sunt eu așa fier cu mall-urile, dar acum mi se pare ceva extraordinar că poți să ieși. Bă, dar ce bine să fii liber, bă. Da. Bă, deci noi... Nu conta, n-aveam nevoie de fapt real de ceva, dar voiam doar să ne cumpărăm chestii. Mă plimb. Bă, dar ce bine să mergi, bă. Bă, băiatule. Hai că mi-au dat oamenii o cafea, uite ce mic e. Da, voi observați acest pai. Se vede, da? Că nu, e... Ceva, n-am mai văzut așa ceva. Niciodată. Nici nu poți să bei, nebun. Ne-am oprit aici și nu știu exact ce e asta, dar pare foarte bună. Și... Băgați cineva care mănâncă spatele meu. Ah, și exact pare foarte de acolo e. Bă, ce chestii am cumpărat. Ce chestii? Am comandat niște nenorociri, abia aștept. Să vedeți și voi. Abia aștept să vedeți și voi. E ceva nebunie. Zici că e ziua mea, ești nebun? Zici că e sărbătoare, bă, la ce boss. Miroase a naftalină. Fix. Dar naftalină. Ce miroase a naftalină? Nu știu. E picant ăsta? Oh. Ia de asta. Mi-a adus ceva aici, nu știu ce e asta. O smol. Cum, și beau așa? Nu. Mor. Mamă, fii atent ce pahar. Nu, cred că e limonada aia, că e colorată, mă gândeam ce apă e asta. Eu apă cu un iz de ceva. Da. Dar cred că ție să-ți placă asta. Deci drăcăria asta chiar e bună. Limonadă cu ceva. E ceai cu limonadă și cu ceva.
ceai cu lămâie și cu ceva. O nebunie. Mie mi se pare că vesela ăstora, paharul și recipientul ăsta, face parte din același set cu gamela. Știi gamela? Deci, gamela, ai auzit de vorba, hai când bati gamela. La armată, când se chemau oamenii la masă, se bătea gamela. Gamela e o farfurie, e un bol din metal. Dar tu te-ai băgat în seamă cu șmecherii? La naftalină ești nebun. Dar fix, adică nu seamănă, e naftalină. Deci aici este cedar cu aripioarele astea copănele și eu abia aștept ardeii aia. Iuț! Ai de capul meu. Looks very tasty. I'm satisfied. Ceva extraordinar. Ia, fii atent. Ce bunuț! Hai de capul meu! Ce colătăcire de cașcaval! Ți-a pus unul acolo. This is the heart? Yeah. Ha! Very nice. Cum e șoarce asta? Bunuță? Bunuț, bunuț. Ia. Și mai picantă, un pic are un izbor picant. Și încă ceva ce mi-am dat seama este că la ei totul e foarte mic. Farfurie e mică. Mare. Nu, farfurie e mică. Paharii. Asta e pahar? Uite, știu cât e paharul ăsta. Păi șoaricul așa bea șaturi. Așa, din paharii de-astea, la noi, la Bacău, din paharii de-astea. Și la Galați. Doamnelor și domnilor, atât de însetați eram să ieșim, că s-a închis și mall-ul cu noi. Am stat 40 de trebuie să închis. Nu, dar am stat foarte mult să ne alegem... O să vedeți ce? Niște chestiuțe. O să vă arătăm imediat ce ne mâncăm. Da, bineînțeles, cine credeți că a stat cel mai mult? Noi cunoscuți. Și gata, s-a închis mall-ul, ești bun? Eram atât de neieșiți, de au închis aia murul și noi nu mai plecam. Nu mai plecam din mall. Bă, ce înseamnă, bă? Ce înseamnă privarea de libertate? Da. S-a ajuns pe cameră. Șoaricul s-a apucat să facă curat. Bagajele. Să facă bagajele. După care, Nani, abia așteptăm. Ia uitați ce mi-a luat el. SPK-a, minge de basket, 24 așa. Microfon, căști, notă muzicală, aparat foto, casetă. I am a dog person. Pentru că sunt un dog person. Verified, bineînțeles. Și zâmbăreț așa. Ia, ce-i tu? Bine, la mine încă nu s-a așezat. Și am foarte multe aici. Dar nu pune-le înăuntru, la astea. Da, mai am foarte multe. La mine. Nu, o să vadă rezultatul final pe Instagram. Ok. Am primit mesaj de la Pătel. Am primit mesaj. Ne-au sunat. Căci că, domne, testele nu sunt negative, sunt pozitive. Cea mai nasoală stare prin care eu am trecut în ultimii mei mulți ani. Bebe Cristuțul. Ce ai cu zombie? Mie mi se pare oricum de gros totul. Asta de aici zici că au fost lipite cu scuipate, Jezbun. Hai nu te chemi degeaba, unde mănânc eu smântâneala aia? Dacă nu poate să fac un nou fiert, bine, voi vă dați seama ce e acolo în bucătărie, bă.